Rezultat remarcabil pentru ansamblul Stejorelul, coordonat de Teodor Fruncu. Dansatorii reghineni au participat la finalul săptămânii trecute la Festivalul Internațional de Muzică și Dans Popular de la Dorohoi, de unde s-au întors cu premii și aprecieri. În data de 18-20 iunie am participat la un festival internațional a Dorohoi de muzică și dans popular. Ansamblul Stejărelul Reghin ne-am prezentat cu o suită de pe Valea Mureșului, ne-am fost foarte apreciați și ca atare succesul nu s-a lăsat așteptat și au luat locul întâi. Reginenii au prezentat publicului o suită de dansuri populare de pe Valea Mureșului. Evoluție răsplătită la final cu cel mai prețios premiu. Coordonatorul Teodor Frâncu îi felicită pe elevii săi pentru modul în care tratează muzica și dansul popular. Vreau să felicit acești diminunați copii care cu multă dăruire și pasiune au dat tot ce au putut, deși a fost greu, drum lung, căldură, a fost și răpote de ploaie pe acolo care ne-au cam speriat seara înainte de concurs dar s-au comportat minunat. Pentru ansamblul Stejerelul urmează o perioadă încărcată cu spectacole, dar și o bine meritată vacanță pe litoralul românesc.